Determinarea coeficientului de frecare utilizând un plan înclinat. Dispozitivul utilizat este format din plan înclinat cu unghi variabil, scripete, fire de legătură, corpuri confecționate din materiale diferite, avem de lemn, metal, un taler și mase marcate pe care le vom așeza. Dispozitivul folosit în laborator este acesta. Schema experimentală, schema dispozitivului utilizat experimental este următoarea, o să o vedeți. Așadar, avem corpul A pe planul înclinat și peste scripete este trecut firul și un taler pe care avem masele marcate, notate cu B. Vom reprezenta forțele care acționează asupra sistemului nostru. Și avem forța gravitațională, forța normală de apăsare, forța de frecare, tensiunea în fir. Acestea sunt forțele care acționează asupra corpului A, respectiv greutatea GB, greutatea maselor marcate. Forța gravitațională a corpului aflat pe planul înclinat o descompunem pe direcție tangențială și perpendiculară pe planul înclinat. Greutatea corpurilor de pe taler, GB, este egală cu tensiunea în fir, deoarece avem un scripete fix. GB va fi egal cu T. Un nou desen vi-l prezint de data aceasta, în care avem toate forțele, avem tensiunea în fir, nu am mai reprezentat scripetele și greutatea corpului B, dar se înțelege că tensiunea este egală cu GB. Aplicăm principiul acțiunii și reacțiunii și vom avea următoarele relații. Forța normală de apăsare este egală cu Gn și T egală cu Gt plus forța de frecare. Pentru triunghiurile dreptunghice care conțin laturile Gt și Gn, vom putea scrie relațiile Gt egal cu G ori sinus de alfa și Gn egal cu G ori cosinus de alfa. Din formula de definiție a coeficientului de frecare, avem că acesta este egal cu raportul dintre forța de frecare și forța normală de apăsare. Dar forța de frecare este egală cu T minus Gt, deci minus G sin alfa. Rezultă, coeficientul de frecare va avea această relație. Avem că T este egal cu GB și coeficientul de frecare este egal cu GB minus G sin alfa, raportat la G ori cosinus de alfa. Așadar, am ajuns la relația coeficientului, la formula coeficientului de frecare. Datele experimentale le vom introduce în tabelul pe care îl vedeți și facem mai multe determinări. Succes!